Simularea pentru evaluarea națională pentru clasa 8 a început luni 5 februarie cu proba la limba și literatura română. Astăzi, 6 februarie, elevii au susținut proba scrisă la matematică. Simularea va continua și miercuri 7 februarie cu proba scrisă la limba și literatura maternă, iar rezultatele vor fi comunicate în data de 23 februarie. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Educației, la nivel național, rata de prezență în prima zi de simulare a fost de 93,4%. În județul Hunedoara, prezența a fost sub media națională, de doar 92,2%, deoarece 238 din cei 3040 de elevi de clasa 8-a nu s-au prezentat în sălile de examinare. În județul Hunedoara avem înscriși în clasa 8-a 3040 de elevi. S-au luat toate măsurile la nivelul tuturor centrelor de examen din județ, astfel încât nu au fost disfuncționalități. Printr-o, să spun așa, analiză preliminară, pot spune că avem 238 de absenți, deci asta înseamnă că avem 1802 elevi prezenți, corespunde la un procent de 92,17%, iată o prezență bună la acest examen și ca și element de noutate avem evaluarea lucrărilor în sistem digitalizat. Corectarea lucrărilor în sistem digitalizat pentru clasa 8-a este o premieră. O acțiune similară a avut loc la simularea bacalaureatului de anul trecut. În județul Hunedoara, sute de profesori, asistenți și evaluatori sunt angrenați pentru desfășurarea noii metode de evaluare. Aici apreciem efortul colegilor noștri, profesori, asistenți, care au drept atribuții să scaneze lucrările și să le încarce pe platformă. Ulterior va avea loc instruirea profesorilor evaluatori și vom începe activitatea de evaluare a lucrărilor. Știm din experiența din august a examenului de bacalaureat din anul 2023, prin această măsură de a evalua lucrările cu ajutorul platformei create în acest sens, în sistem digitalizat, s-a eficientizat foarte mult activitatea de evaluare. Fiecare profesor evaluator va avea un cont pe platforma respectivă și va primi un număr de lucrări care urmează să fie evaluate. Notele la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog, totuși, pentru cei care doresc trecerea notei în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise.